minute acum. Polițiștii angajați din penitenciare și justiție au protestat astăzi în fața Parlamentului. Vor să-și păstreze privilegiile și pensiile speciale. O altă nemulțumire este legată de creșterea vârstei de pensionare. Pentru ce protestați astăzi în fața Parlamentului? Principala revendicare pe care o avem astăzi în fața Camerei Deputaților este să scoată pensiile militare din PNRR, să scoată pensiile militare din acel proiect de act normativ prin care am fost incluși la grămadă cu alte categorii de pensii care poate alea sunt speciale. Nu suntem de acord cu acea creștere a lunilor de calcul la 300 de luni. Practic este o trecere mascată pe contributivitate pentru noi cu care nu suntem de acord. Nu avem cum să fim mulțumiți de modificări care încă nu știm cum vor fi. Știm că suntem în PNRR, acest PNRR pervers, putem spune. Comisia de muncă sunt polițiștii activi, dar rezerviștii încă nu. Nu sunt primiți. N-am fost primiți nici la Palatul Victoria de către primul ministru, domnul general Ciucă. În 24 februarie trebuia să fim primiți când a fost invazia în Ucraina și de atunci nu ne-a mai primit. Nici mesaje nu ne-a transmis, nici nu ne-a spus ce se întâmplă cu noi. Trebuie să ne dea pensii și salarii ca în NATO. Suntem membri NATO. Noi nu cerem decât să ne separe de cei civili. Domnilor parlamentari, domnilor deputați, veți vota acum. Dar țineți cont că toată armata română vă va apăra, nu vă va apăra NATO. Dacă se întâmplă, Doamne ferește, ceva, armata română și rezerviști și activi. Separați-ne de pensiile civile.